Bună ziua! Întâlniți Chindia Târgoviște, la fel ca și Academica Clinceni, una dintre revelațiile acestui sezon. Cum vedeți această partidă? Bună ziua! Da, o echipă care a produs rezultate foarte bune, consistentă. O echipă care vine după 8 jocuri fără înfrângere în campionat. Sunt clar lucruri care ne trezesc atenția. Ne așteptăm din nou la un joc greu și vedeți că nu e niciun joc dinainte câștigat în ceea ce înseamnă evoluția CFR-ului, ci în competiție. Vedeți că și contracandidatele noastre la titlu întâmpină dificultăți. Sunt jocuri grele. Adversarele sunt motivate, sunt bine pregătite, pot să facă efort, să alerge, să compenseze diferența valorică care este până la urmă și cu toții o recunoaștem, dar jocurile sunt toate dificile. Întâlnim un adversar foarte bine organizat, un adversar cu o defensivă bună, cu un antrenor extrem de bine pregătit și de echilibrat, care a produs lucruri foarte bune de când a venit la Chindia și se vede în exprimarea și, bineînțeles, în rezultatele echipei. Noi trebuie să răspundem cu forță, cu inteligență și cu eficiență, pentru că dacă e ceva ce ne-a lipsit în ultimul joc, a fost mai multă eficiență în fața porții. Credeți că adversarea de luni este o echipă cu șanse reale să prindă un loc în play-off? Cu siguranță. Deja sunt foarte multe etape în spate, numai început de sezon. Sunt referințe clare pe care le avem, a arătat lucruri foarte bune, cum am spus, și puncte suficiente puse la clasament. Exprimarea echipei o îndreptățește să spere. Ați ratat șansa de a urca pe prima treaptă a podiumului după jocul cu Astra. Să nu regrete în acest sens? Am ratat șansa la trei puncte. Nu, pentru primul loc, am spus și înainte de joc, nu mă interesează. Nu țin timp primul loc în acest moment. Sigur că îți dorești să fii pe primul loc, dar obiectivul au fost cele 3 puncte. Asta am ratat. Cu toate astea a fost unul dintre jocurile bune ale echipei și cifrele sunt în favoarea noastră total. M-am uitat în istoricul recent al CFR-ului și nu am reușit să identificăm cifre cum am avut la acest joc, în special pe ceea ce înseamnă faza ofensivă. Am avut 73% posesie, 83% posesie în repriza secundă. Am avut peste 820 de pase complete. Sunt lucruri foarte bune, sunt lucruri care ne dau încredere, sunt lucruri care ne arată că suntem pe drumul corect. Am produs foarte multe ocazii, am o situație, am lovit bara de 2 ori. Nu a fost o posesie sterilă, pasivă, a fost o posesie cu progresie. Am adus foarte multe mingi în jumătatea adversă și în careu advers. Din nou, în ultima perioadă, cel mai bun joc a și număr de mingi aduse la careu, mingi finalizate, foarte multe dintre ele. Deci sunt repere clare. În plus a fost jocul în care am recuperat cel mai repede mingea și foarte departe de partea noastră. Deci am avut o tranziție bună, negativă, un contrapressing bun. Sunt lucruri bune care s-au întâmplat și trebuie să ne dea încredere, pentru că rămân la părerea că am avut neșansă. Dacă reușeam la situațiile care le-am avut la 0-0 să marcăm, aveam cu totul alt joc. Lucrurile astea ne dau încredere și ne dau speranță pentru viitor. Ne lipsește doar probabil eficiența în fața porții, să fim mai pragmatici în fața porții, să alegem procedeul corect. O să faceți schimbări în primul 11, la fel cum ați procedat și în runda trecută? Rămâne de văzut. Mai avem 2 zile la dispoziție, analizăm, vedem, avem și ceva probleme medicale, e și o stare sensibilă de oboseală, în plus 3 zile mai târziu din nou avem un joc foarte greu acasă. Trebuie să gestionăm tot pachetul ăsta, nu putem să ne rezumăm la un singur joc. Sigur, e acel clișeu că următorul joc e cel mai important. În cazul ăsta este cel mai important, clar. Întotdeauna următorul joc e cel mai important, dar după care vine următorul joc. Și ținând cont de calendar că jucăm la 3 zile, trebuie să gândim tot pachetul. Vedem, mai vor fi și discuții individuale cu jucătorii. În urma la tot acest demers pe care vom face, vom alege, sper eu, inspirați primul 11. Vă încălzește cu ceva faptul că Craiova a uitat să mai câștige? Nu ne interesează ce fac alte echipe. Sigur, suntem în luptă directă, aruncăm un ochi și la adversarele noastre, dar cred că focusul trebuie să rămână întotdeauna la jocul nostru. Dacă noi suntem eficienți și facem jocuri bune, sunt sigur că suntem la mâna noastră.
Credeți că Laurențiu Reghecamp este antrenorul care poate trezi Craiova? Cred că Laurențiu Reghecamp este un antrenor bun, pe care eu îl apreciez, restul nu mai e problema mea. Credeți că FCSB se poate încurca cu Poliaș? Sunt multe întrebări despre adversarul nostru și mai puține despre noi. La fel, nu e problema mea, nu pot controla eu rezultatul. Dacă aș fi putut să-l controlez, cu siguranță că m-aș fi implicat, dar nu pot, așa că rămâne de văzut ce vor face.